Fiecare este un cântec aparte pentru că s-a născut în urmă cu 20 și ceva de ani, pe vremea când eu descopeream chitara și mă jucam cu niște acorduri pe chitară. Ca orice adolescent, când descoperi ceva, reiei la nesfârșit aceleași acorduri, încercând să auzi ceva sonorități ascunse și să vezi ce face în tine, cum te mișcă sufletește. Eram în biserica Centrul Creștin Emanuel din Arad și aveam întâlniri de studiu biblic, de rugăciune și împreună cu prietenul meu bun de atunci, Cici, cu care eram și în formația Born Again, noi asiguram fundalul sonor la timpul de rugăciune. Și am zis, hai să ne apucăm să cântăm tema asta muzicală. Am început să o cântăm și într-un mod providențial, într-un mod supranatural, prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu prezent în întâlnirea aceea, lidera grupului de rugăciune și de studiu a început să cânte niște versuri și ne-am dat seama cumva, respectând proporțiile, că ne aflăm în fața unui loc sfânt și trebuie să ne descălțăm cumva, simbolistic vorbind. Ea a cântat, eu și Cici ne uitam unul la celălalt și eram uimiți și copleșiți de cum se leagă providențialul cu partea lucrată. Pentru că noi lucraserăm probabil de ani de zile la acordurile alea și totele, și sincer mă gândeam ce o voi face cu ele vreodată. Acesta este trupul meu. După vreo 10 ani, fiind într-un studio de înregistrări, am zis, hai să adaug sau să, ce simțeam că trebuie completat la acest cântec. Și este un cântec despre împărtășanie, despre cină. Fiecare în prezența mea să mănânce și să bea, pentru că este masa lui Hristos, nu este ceva ce facem noi prin meritele noastre, noi suntem chemați la El prin meritele Lui. Și am completat cu încă o strofă, am înregistrat cântecul, au mai trecut vreo 5 ani până am apucat să îl cânt public undeva. Oamenii și bisericile și-au însușit acest cântec ca o lucrare pertinentă pentru momentul împărtășirii trupului lui Hristos, când au momentul cinei. Și mă mângâie, pentru că cred că este nevoie multă de cântece pentru biserică, pentru diferitele momente liturgice din viața unei biserici, din ceea ce se întâmplă când ei vin împreună. Și e bine să fie compuse cât mai mult în contextul local. Am zis să facem și un videoclip, tot așa, fără buget, fără nimic. Prin bunăvoința lui Dan Leș am filmat la el acolo în Maramureș, în atelierul său. Și gândul a fost să surprindem și muzical, cumva, etosul românesc. Nu dintr-o postură naționalistă, ci pentru că în tendința aceasta de globalizare, noi ne uităm rădăcinile sau nici nu știm ce rădăcini avem. De aceea, la începutul cântecului, am introdus o rugăciune de la vecernie, o rugăciune cântată ortodoxă. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă. Și asta a fost o ușă deschisă spre cei care rezonează cu astfel de spiritualitate și astfel de exprimare, care este, până la urmă, muzical vorbind, este fantastică. Este aproape atemporală, este ceea ce tradiția creștină ortodoxă are să ne dea și să ne învețe vis-a-vis de cântul vocal fără instrumente. Și așa le-am contopit, a ieșit ceva frumos, mai ales cu imaginea din Maramureș, din atelier. Și iarăși am folosit imaginea cinei, pentru că nu vreau să fiu identificat cu ea, dar cred că e mult mai multă nevoie de a înțelege rolul cinei în trupul lui Hristos, care, din păcate, tind să cred că este destul de periferic și un factor de diviziune, când el, de fapt, este, dacă ne uităm în tradiția bisericii creștine, este esența a ceea ce definește comunitatea ca fiind creștină și urmașa lui Hristos. Iar Hristos, dacă a făcut acest gest mărinimos de a se folosi de două elemente vizuale, a știut el de ce. Pentru noi. Și de aceea cred că este mult mai important să și în dialog cu Scriptura, cu textul din 1 Corinteni 10 și 11, în mod aparte, să
dăm din nou locul central împărtășanie și cinei atunci când venim împreună. Acesta este trupul meu, dat pentru voi, și sângele ce l-am vărsat, ca să fiți răscumpărați. Fiecare în prezența mea să mănânce și să bea. Fiecare în prezența mea să mănânce și să bea. Frângeți pâinea în amintirea mea, până în ziua în care ne vom revedea. Din rodul viței când veți bea, iertați-vă din toată inima. Fiecare în prezența mea să mănânce și să bea. Fiecare în prezența mea să mănânce și să bea. Fiecare în prezența mea să mănânce și să bea. Fiecare în prezența mea.